voi deduce cele mai importante relații din optica gaussiană. Întâi vrem să găsim o relație care să ne permită, dacă cunoaștem poziția unui punct P, să calculăm poziția imaginii. Să ne gândim la raza care pleacă din P și cade pe suprafața dioptrului în punctul I mare. Unghiurile minus I, respectiv minus R, sunt unghi de incidență, respectiv unghi de refracție, iar semnele minus apar datorită convenției de semne despre care am vorbit. Avem apoi unghiul minus U1, pe care îl face raza incidentă cu axa optică principală, și unghiul U2, pe care îl face raza refractată cu axa optică principală. Mai notăm cu alfa unghiul pe care îl face normala la suprafață în punctul I cu axa optică principală. Distanța de la vârf la obiect o notăm cu minus X1, iar distanța de la vârf la imagine cu X2. În desen mai puteți vedea și un segment perpendicular pe axa optică principală, segmentul H mare I mare, care are lungimea H mic. Legea refracției ne spune sinus de minus I supra sinus de minus R este egal cu N2 pe N1, iar în aproximația lui Gauss putem scrie minus I pe minus R egal cu N2 pe N1. Dar unghiul de incidență, minus I, este unghi exterior triunghiului PIC, așa că avem relația minus I egal cu alfa minus U1, iar unghiul alfa este unghi exterior triunghiului P'IC, așa că avem relația alfa este egal cu U2 minus R, de unde minus R este egal cu alfa minus U2. Substituim relațiile 2 și 3 în relația 1 și obținem ecuația pe care o vedeți, care se poate scrie N1 pe lângă alfa minus U1 egal cu N2 pe lângă alfa minus U2. Dar tangentă de minus U1 este H mic supra PH mare, sau în aproximația lui Gauss, H mic supra minus X1. Tangentă de U2 este H mic supra P prim H mare, sau în aproximația lui Gauss, H mic supra X2. Iar tangentă de alfa este H mic supra CH mare, sau în aproximația lui Gauss, alfa este egal cu H mic supra R. Dacă substituim expresiile pentru U1, U2 și alfa în ecuația 4, după împărțirea la H mic și rearanjarea termenilor, obținem ecuația pe care o vedeți, care se numește prima relație a dioptrului sferic sau relația punctelor conjugate. AP este obiectul și are dimensiunea Y1, iar BP' este imaginea și are dimensiunea minus Y2. Știm că sinus de I supra sinus de R este N2 supra N1, dar în aproximația lui Gauss, sinus de I este aproximativ egal cu tangentă de I, adică raportul Y1 supra minus X1. Iar sinus de R este aproximativ egal cu tangentă de R, adică raportul minus Y2 supra X2. Din aceste trei relații rezultă ecuația pe care o vedeți. Raportul dintre mărimea imaginii și mărimea obiectului se numește mărire liniară și se notează cu litera beta. Folosind ecuația 1, mărirea liniară se poate calcula cu relația beta egal cu N1 supra N2 înmulțit cu X2 supra X1, care se numește a doua relație a dioptrului sferic.